Cum percepeți această ediție a târgului de universități străine față de prima la care ați participat? Într-adevăr, la prima am fost voluntar, acum sunt coordonatorul târgului internațional de universități străine. Față de prima ediție, normal, interesul studenților a crescut și ofertele educaționale s-au mulțit. Dacă la prima ediție au fost aproximativ, dacă mi-aduc bine aminte, nu vreau să greșesc, aproximativ 20 de universități. Acum avem 30 de universități, unele de top, precum Imperial College din Londra, BI Norwegian Business School, Malmö University și multe, multe altele. De asemenea, și interesul partenerilor, respectiv inspectoratul școlar, universități, universitățile din Cluj a crescut față de acest. Înțeleg că am intrat pe harta intereselor universităților străine. Ce tendințe sunt? Cine sunt mai interesați de studenții români? Sunt anumite profiluri, anumite zone, universități anglofone, am văzut germane, franțuzești, chiar și din zona Arabiei au venit reprezentanți. Ce tentație este pentru candidați? Într-adevăr, la târg vin universități, cel puțin la această ediție au venit universități din Europa, Asia și Statele Unite, 30 de universități, din 16 state. Tendința studenților români este de a pleca pe programe de business, economie, antreprenoriat și zona IT, tehnologie, dar și pe relații internaționale, studii europene, litere, limbi străine. Ați făcut un studiu, aveți ceva reacții după celelalte ediții? Da. Cam în ce procent s-au și finalizat solicitările, au ajuns efectiv studenți? Da, într-adevăr, grupul educativ are mai multe servicii. Unul este EDU, Târgul Internațional de Universități Străine, al doilea este Edmundo, pe care l-avem chiar în spatele nostru, și Universalio. Edmundo și Universalio sunt servicii de consiliere. Practic, îi ajutăm pe cei care doresc să plece la studii în străinătate în realizarea dosarului de admitere. Și în urma aplicării la studii în străinătate prin consilierii Edmundo sau Universalio, ajungem la anumite cifre prin care se arată utilitatea acestui târg pentru elevii și studenții. Deci încă nu știm cam câte persoane au mers în urma celorlalte ediții. Nu le pot spune eu. Înțeles. Puteți aprecia care standuri sunt mai atractive în afară de banalele pliante? A, bineînțeles. Avem câteva parteneri care doresc să promoveze mesaje educaționale și să amintesc aici standul SAT. Elevii și studenții pot să-și facă o serie de poze cu mesaje educaționale, gras clariu și multe alte. Apoi este standul Edmundo, Universalio, prin care studenții pot deja da legătura cu consilierii și practic este un prim pas către studii în străinătate. Amintesc apoi de prezentările și standurile celor de la Campus France, de AD și Comisia Politică, care la fel ne pot oferi o serie de informații suplimentare despre modul de finanțare al studiilor de străinătate. Ați discutat cumva cu furnizorii de servicii universitare dacă prin pelerinajul lor est-european li s-a părut România mai diferită prin anumite elemente, nu știu, interes sau România este altceva. Diferită față de alte state, zone. Așa, alte zone, pentru că există un interes al elevilor și studenților români de a-și desăvârși studiile în străinătate. După liceu, mulți elevi români aleg să facă pasul ăsta, la fel și mulți studenți, fie pentru programe de licență, fie pentru programe de matriță. Este mult mai ridicată decât în alte țări din zona aceasta, chiar decât din Bulgaria sau... Deci au remarcat și un interes crescut din partea noastră. Și în plus, studenții români care fac pasul ăsta sunt conștienți de importanța terminării studiilor acolo și de faptul că statutul de student în străinătate le oferă o anumită perspectivă profesională, academică și până la urmă îi dezvoltă și interesele personale.
există statistici, doresc să facă studii în străinătate doar pentru cunoștințe sau și pentru a rămâne într-o carieră în străinătate? Văd în realizarea studiilor în străinătate o poartă către un viitor.